Săptămâna a început ok. Am fost să mă uit după un scaun de gaming, am unul care îmi place rău și îl urmăresc de ceva timp, dar pe care încă nu mi-l permit. Aș putea să fac un compromis, aș putea, dar îți dai seama, știi cum e aia, nu se compară. Da, e stresant, adică tot lucrez de acasă, stau între cei patru pereți. Chiar la asta se rezumă totul? Nu e vorba că mă plâng, chiar nu e vorba de asta. Fac game testing de ceva vreme, sunt chiar mulțumit, dar că parcă merit și eu să-mi fac viața mai ușoară, să îmi iau chestii de ultimă generație, știi ce zic? Azi o placă video, mâine un monitor, poi mâine un scaun. E mai multe. Adică, na, pe unele le-am tot amânat, am zis că, mamă, vreau să-mi fac un road trip din ăla prin state, să închiriez o mașină, să fac turul țării vreo lună așa și să gust cât mai mulți burgeri. Adică, na, de la ei, de la mama lor de acasă. Da. Adică știu că am 27 de ani, știu că am timp și pentru burgăreală și pentru gaming, dar astea sunt așa niște planuri pentru următorii 3-4 ani. Parcă nu reușesc niciodată să mă organizez așa cu banii și nu pot să-mi fac un plan al meu. Pot să o țin așa până la pensie, adică așa am impresia. Sincer, să-mi fac biroul propriu de gaming pare așa un vis cât de cât mai realizabil. Doar că toate gadgeturile sunt scumpe. Știi ce zic? Robotul vizionar? Și în 4 ani să am cameră, birou, țiplă și să plec și în state? Glumești? N-am nevoie de nimic mai mult. Doar să pun deoparte niște bani din salariu și la final să am oricum ceva peste. Îți mulțumesc mult!